cum dăunează meetingul proiectului. Cred că meetingul îi dăunează probabil și mai mult dezvoltării oamenilor tehnici și asta din, cumva din aceleași motive. Cred că a fi ori obișnuit să ai multi meetinguri, ori acceptând să fii dus prin multe meeting-uri zilnice, avea calendarul plin și avea o zi foarte ocupată, considerăm că ziua a fost productivă, dar nu neapărat facem o analiză, ok, a fost ziua productivă, meeting-urile alea au fost utili sau doar au mai trecut o zi din viața mea de developer. Și asta mă duce la alt punct, că dacă noi, ca developeri, oameni tehnici, vrem să ne îmbunătățim skill pe anumite tehnologii sau, în general, skill de programare, testare, ce vrem noi, Mă aștept și ca oamenii care setează meeting-uri să și îmbunătățească skill de a seta meeting-uri și de a fi foarte eficienți în comunicarea prin meeting-uri. Ori în experiența mea lucrul ăsta nu prea se întâmplă. Oamenii merg din inerție cu a seta meeting-uri și mai degrabă cred că e un downward trend, adică oamenii încep cu niște practice-uri bune de a seta agende și meeting minutes și de a fi foarte focused în meeting și apoi toate lucrurile astea se duc la vali și ajungem să ținem meetingurile doar pentru că that's what we do. Consider că meetingurile au și ele valoarea lor pentru dezvoltarea unui, uh, unei persoane tehnici în ideea în care comunicarea uh, este importantă și felul în care îi pui problema, dar ce m-au pe mine nu, nu sunt meetingurile în sine în care comunic oral, de au un, 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 folos, ci mai degrabă comunicarea în scris, să-mi expun gândurile astfel încât cealaltă persoană să înțeleagă tot ce am de zis, citind un mesaj, mail, ul comentariu de pe Jira, comentariul comentariu pe Magic Quest, Mergi Quest, în sine cu toate detaliile, decât a, a, avea un, a avea un meeting.